cuvioasă Maică Mireasa lui Hristos, în jurul tău să adună poporul credincios, să laude cu pace și bucurie multă viața ta frumoasă lui Dumnezeu plăcută. Că tu în marea smilă pe mulți ocrotești, iar cu ale tale moaște bolnav te mântuiești. Cântăm acum cu toții din inimi rugătoare: bucură de Parascheva, sfântă mult folositoare! Anul 2019 înseamnă pentru eparhia noastră un an jubiliar, un an comemorativ, în sensul că acum 10 ani, iată, se plinesc 10 ani, în prezența Părintelui Patriarh Daniel și a altor ierarhi din Sinodul Bisericii noastre Ortodoxe Române, a președintelui României, a autorităților centrale, locale și județene, s-a citit tomosul patriarhal, acel document cu valoare de cronică, prin care această de Dumnezeu păzită eparhie a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie. Această decizie vine ca o confirmare și ca o recunoaștere a importanței pe care acest scaun vladicesc de la Roman l-a avut atât în istoria bisericii noastre, cât și a acestor ținuturi moldave. De aceea, în acest an, cu binecuvântarea Părintelui Arhiepiscop Ioachim, au avut loc o serie de evenimente culturale religioase care vor culmina cu cele care se vor petrece la acest sfârșit de săptămână, care se vor îngemăna de altfel cu sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea acestei catedrale arhiepiscopale. Manifestările vor debuta sâmbătă seara, când se va oficia slujba vecernii și a litiei, în prezența ierarhilor invitați, iar apoi va urma o procesiune solemnă până la fabrica de lumânări Sfânta Fotinii, prin care aceasta va fi resfințită. De remarcat că la această procesiune vor participa și elevii de la Liceul Teologic Episcop Melchisedec, care vor purta în mâini făclii, lumânări aprinse, care se produc tocmai la aceste ateliere din incinta centrului eparhial. Duminică dimineața, începând cu ora 7:30, se va oficia slujba utrieniei, iar la ora 9, în prezența ierarhilor invitați, a părinților consilieri și protopopi, a credincioșilor și a pelerinilor care vor vedea toate colțurile eparhiei, se va sfinți centrul cultural administrativ Sfântul Ierarh Dosoftei. Programul va continua cu Sfânta Liturghie, la care va sluji un sobor de clerici, între care este de remarcat prezența inedită, spune eu, a doi mitropoliți: Părintele Mitropolit Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, și Părintele Mitropolit Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei. La sfârșitul Sfintei Liturghii va avea loc și un eveniment cultural, respectiv lansarea a două cărți care au fost editate la editura Filocaliei a eparhiei noastre, respectiv Hrisoave, acte de sfințire între anii 2009-2019 și Cartea de Predicii a Părintelui Arhiepiscop Ioachim, Evanghelia Astăzi. Duminică seara, la ora 4, va avea loc sub protia Părintelui Arhiepiscop Ioachim slujba vecernie și a litiei, urmată de acum consacrata procesiune în jurul catedralei cu sfinte icoane și cu racla, în care se găsește o părticică din maștele Sfintei Cuvioase Maicii Noastre Parascheva. Luni dimineață va avea loc, începând cu ora 9, slujba utrieniei,
începând cu ora 8, slujba utreniei, iar de la ora 9.30, Părintele Arhiepiscopului Ioachim va sluji Sfânta Liturghie împreună cu părinții stare și duhovnici din mănăstirile și scripturile eparhiei noastre. Facem pe această cale invitație romașcanilor și nu numai lor de a participa la această suită de evenimente prin care să marcăm acest moment istoric și de a aduce împreună rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile care le-a revărsat asupra noastră și să-L rugăm să ne călăuzească prin Sfinții Săi pe cărările mântuirii spre către împărăția Sa cea veșnică. Bucură-te cărămidă întărită prin credință, bucură-te doctorie în oricare suferință, bucură-te lecuirea bolilor nevindecate, bucură-te dătătoare de puteri și sănătate, bucură-te că prin tine pacea din cer se coboară, bucură-te că ești nouă neprețuită comoră, bucură-te cale sfântă preoților cuvioși, bucură-te mântuire pentru cei evlavioși, bucură-te milostivă de săraci îngrijitoare, bucură-te Parascheva sfântă mult folositoare.